Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu. Eu sunt ProLaser ca de fiecare dată și de data asta o să facem ceva mai special. Nu prea obișnuiesc eu să fac videoclipuri de genul, dar e o chestie care mă enervează. E o chestie la YouTube care mă enervează foarte tare, deci nu știu cum să vă zic, dar este extrem de enervantă. Ei bine, vă uitați aici pe canalul meu. Bun, vedeți videourile mele, cele mai noi, nu știu ce. Puteți vă duceți aici să apăsați pe Most Popular ca să dați de cele mai populare videouri ale mele, adică în vizualizări se referă toată șmecheria asta. Ce vedem noi aici? Primul episod de Don't Starve și proiect, da, 5588 de vizualizări, al doilea cu 2128 de vizualizări, dar ce vedem noi aici? Cel puțin abonații chiar activi pe canal și-au dat seama imediat ce lipsește de aici. Lipsesc două videouri mari și late. Am făcut mai de mult în vara anului trecut, în vara al 2016, un video despre Magda. Mă rog, două videouri despre Magda și acum observ că și alt video despre Magda lipsește. Mă rog, a fost chestia că am făcut videoul ăsta despre Magda cu 21.588 de vizualizări. Ăsta practic este cel mai popular videoclip al meu. Nu este ăla care apare acolo așa cu Don't Starve, episodul 1 cu 5.000 nu știu ce căcaturi de vizualizări. Ăla practic ar trebui să fie pe locul 2. Mă rog, chestia asta a fost acum mult timp. Am făcut acel videoclip acum mult timp. Dar din câte ne putem vedea noi, din câte putem vedea noi aici la Date Added, avem aici și videoul cu Danca Patos, care are 5242 de vizualizări. El ar fi trebuit să apară fix după acest videoclip. Înaintea lui Don't Starve Together, uite aici, între astea două ar fi trebuit el să apară. În locul ăsta ar fi trebuit să apară ăla cu Danca Patos. Ce s-a întâmplat cu el? Unde a dispărut? De ce? Dacă de fiecare dată dau refresh, tot nu văd videoul acesta. Din ce motiv se întâmplă chestia asta? Nu pot să știu. Numai mie mi se întâmplă asta sau ni s-a mai întâmplat și altor YouTuberi? Pentru că este chiar foarte enervant, adică, frate, eu vreau să-mi apară aici videourile mele cele mai populare. Ăsta nu este cel mai popular video al meu. Din ce motiv nu au apărut niciuna dintre astea două? YouTube-ul vrea cumva să le șteargă? Au primit reporturi sau ceva de genul? Mă doare pe mine undeva de reporturi, sincer să fiu, dar care este motivul? Mai precis, care este motivul pentru care alea două nu apar aici? Chiar alea trei, pentru că am făcut două videouri despre Magda. Unul apărea aici, pentru că era al treilea cel mai popular, dar nu mai apare acum. Deci asta este problema mea cu YouTube-ul. Asta nu pot eu să înțeleg. Vreau să se fixeze treaba asta. YouTube, fix your shit. Fix your motherfucking piece of shit. YouTube, fixați dracu treaba asta, să nu mi se mai întâmple, pentru că e un glitch, e un căcat de bug. Ce mă enervează la culme, deci nu știu, fraților, nu că așa, dar uitați, ar fi arătat mult mai frumos dacă era videoul ăla de 21.000 de vizualizări aici și videoul cu Dan Capatos pe locul 3. Nu înțeleg ce Dumnezeu s-a întâmplat cu alea două. După ce o să postez ceva gen 100, 200, 300 de videoclipuri noi pe canalul meu de YouTube, lumea o să dea foarte greu de videoul ăsta cu Danca Patos, din cauza faptului că va trebui să dea pe load sau da, load more aici și așa și să dea scroll în jos până când o să ajungă la videoul ăsta, pentru că nu apare la Most Popular. În loc să se ducă foarte frumos la Most Popular să se uite și să-l vadă acolo, ei trebuie să dea scroll în jos, în jos, în continuu. Ori să facă febră la degete până când or să ajungă la videoul cu Danca Patos, dacă vor să dea de Danca Patos. Ar putea logic să scrie Danca Patos ProLaser, dar ce pana mea, frate, nu te poți baza pe chestia asta. Uite, apare primul video al meu, primul video aici. Dar, coaie, nu te poți baza pe treaba asta. Adică eu vreau să-mi apară videourile pe canal. Eu le-am postat, vreau să-mi apară unde le este locul. Nu să stea aici. Uite și tu ce căcat poate să fie treaba asta. Uite și tu. Ăsta are 2128 de vizualizări, ăsta are 5588. Ăla cu Dan Capatos are 5200. Ar fi trebuit să fie între astea două. Ăla cu Magda a avut 21.000 de vizualizări și în care, când a murit, ar fi trebuit el să apară pe primul loc aici.
Dar, mă rog, am zis să nu fiu atât de rău cu YouTube-ul, că na, mai le dau o șansă, nu știu ce, nu știu cum. Nu, din nou se întâmplă același lucru. Nu înțeleg din ce motiv. Dacă poate cineva să-mi explice treaba asta, l-aș ruga foarte frumos să-mi explice în comentarii, dar efectiv eu nu mai pot de nervi, adică cu aia, simt că ăștia își bat joc de mine, pur și simplu, adică fac mișto de mine ăștia de la YouTube și să vezi că cineva face mișto de tine, chiar nașpa, sincer să fiu. Și îi urăsc pe oamenii miștocari și alte căcaturi de genul, dar da, cam asta se întâmplă în momentul de față. N-avem ce să facem, dar vreau să fixeze dracu treaba asta până când nu o să fac și eu un rant despre YouTube, sincer să fiu. Nu știu, sunt în stare să fac și asta, credeți-mă.